păstrez măria ta din parte și daruri și vreau de mult să ți le înapoiez. Primește-le, te rog. Nu, nici de cum. Eu niciodată nu ți-am dat nimic. Mărite, Doamne, mi le-ai dat, știi bine? Și însoțite de atât de dulci cuvinte încât păreau și mai bogate. Pe vreme ce mireasma le-a pierit, ia-le înapoi. Căci pentru o minte aleasă, bogatul dar își pierde întregul preț când cel ce-a dat se arată rău la suflet. Ia-le! Ești cinstită? Stăpâne? Ești frumoasă? Ce vrei să spui, Maria ta? Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea ta n-ar trebui să stea de vorbă cu frumusețea. Dar cu cine oare s-ar putea mai bine însoți frumusețea decât cu cinstea? Frumusețea mai les ne-ar transforma cinstea într-o codoașă decât cinstea să facă frumuseții să-i semene. Acesta părea cândva un paradox, dar vremurile de azi îi dau dreptate. Te-am iubit. Odată. Cel puțin, stăpâne, așa m-ai făcut să cred. N-ar fi trebuit să mă crezi. Fiindcă virtutea nu poate pătrunde trupul păcătos până într-atât încât să nu mai simtă nici urmă din ce a fost înainte. Nu te-am iubit. Cu atât mai mult m-am înșelat. Du-te la mănăstire. De ce să dai naștere unor păcătoși? Eu însumi sunt oarecum cinstit. Totuși m-aș putea învinui de asemenea fapte încât ar fi fost mai bine de nu mă aducea mama pe lume. Sunt prea ambițios, răzbunător, semeț. Și atâtea păcate îmi stau la îndemână câte nu am gânduri să le cuprind, închipuire să le dau viață, ori răgaz să ne făptuiesc. La ce bun să se târească între cer și pământ unul ca mine? Toți suntem niște păcătoși. Să nu-l crezi pe nici unul din noi. Du-te la mănăstire. O, Doamne Sfinte, ajută! Trebuie să te măriți cu orice preț? Ia un nerod. Că oamenii cu cap știu prea bine ce dihănii faceți din ei. Și dacă nu ai de ales, îți las ca zestre acest blestem. Deci ca gheața de curat. Ca zăpadă de neprihănită și de bârfială tot nu scapi. La mănăstire! Du-te! Cât mai repede! Drum bun!